Putem face, că dacă economisim curent electric e degeaba că ne iau în calcul facturile vechi, la căldură ce să mai economisești, că și așa apartamentele vor fi reci, iar gigacaloria s-a dublat ca preț. Știți ce e interesant? În perioada asta, consumul populației de energie electrică a scăzut cu 8%. Deci noi ne-am redus consumul și am ajuns să consumăm cel mai puțin dintre cetățenii Uniunii Europene. Avem cel mai mic de consum de energie electrică pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. La nivelul ăsta am ajuns după 30 de ani de economie de capitalism. Ce fac românii în momentul de față? Spunea și dumneavoastră în materialul ăla, foarte interesant. Pun bani deoparte pentru că facturile, într-adevăr, vor fi foarte mari. Numai în capitală, bucureștenii sunt 1,2 milioane de bucureșteni, vor plăti un preț al gigacaloriei dublu față de cel de anul trecut, de la 137 la 350 de lei pe gigacalorie. Vă dați seama că pentru ei va fi o misiune aproape imposibilă să plătească aceste facturi. Mai mult decât atât, cei care sunt raportați la energia electrică, spuneați de asemenea și dumneavoastră, lucru foarte important, pe degeaba încearcă să schimbe becurile, să-și cumpere calorifere care să consume mai puțin, să caute soluții de a reduce factura de energie, pentru că prețurile sunt raportate la consumul de anul trecut. Iar dacă anul trecut au stat acasă, sau acum 2 ani au stat acasă pentru că au fost pandemie, mi s-a spus să stăm în casă și am consumat curent, acum vom plăti la preț de 3-4 lei pe kilowatt-oră, fiecare după cum și are un contract. Vina Bruxellului în vreo măsură, imediat la ministru, domnul Negrescu, în legătură cu nivelul acesta redus al pensiilor de la noi, că, ca să repet informația, Ciolacu spune că vrea să meargă cu ciucă la Bruxelles să vorbească cu oficialii de la Comisia Europeană în legătură cu majorarea pensiilor. Nu are nicio legătură cu realitatea din România. Cred, sunt convinsă că vor să facă turism. În momentul de față la pensii, ar putea exista bani pentru a face o creștere a pensiilor, indiferent de deciziile luate de Bruxelles, de PNRR, n-au nicio legătură cu situația din România în momentul de față. Noi ce trebuie să facem? Și domnul ministru al muncii nu ne spune niciodată. Să creștem numărul contribuabililor la fondul de pensii. Asta e marea problemă. Că avem din ce în ce mai puțini. Și dacă noi nu practic stimulăm crearea de locuri de muncă, s-ar putea ca în 10 ani de acum încolo sistemul de pensii să clacheze când vor ieși și decreței la pensie. Deci nu, soluțiile sunt aici, locale, să luăm bani din alte domenii unde cheltuim și risipim banii publici și să-i ducem spre sectoarele astea de protecție socială care într-adevăr sunt văduvite. Cu adevărat, ca o bancă, eu mă gândesc altfel, din punct de vedere politic, dacă se apropie niște ani electorali, ar fi în interesul lor să majoreze pensiile, să majoreze salariul minim, pentru că și-ar asigura niște voturi. Și dacă tot se concentrează, mă gândesc că ori sparge banii pe altceva. Pe vaccinul, da? Hai să nu uităm un lucru. Eu sunt optimist pe chestia asta, pentru că noi până la sfârșitul anului trebuie să facem reforma pensiilor, altfel nu ne mai luăm banii din PNRR, da? Deci trebuie să punem lucrurile pe un făgaș normal, să fie doar pensii pe contributivitate, da. să reformăm sistemul de pensii în așa fel încât să avem bani care intră din contribuțiile noastre salariale, din veniturile noastre și bani care se duc la pensionari în perspectiva unei. E nevoie de un plan și e mai complicat. Vă rog, doamna.